De la lună la lună, prețurile alimentelor au explodat, lăsându-i pe slătineni cu buzunarele goale. Oamenii nu reușesc să se acomodeze cu noile prețuri, deoarece costul vieții devine din ce în ce mai greu de suportat de la o zi la alta. Cum vi se par aceste prețuri? Piperate, calm. Sunt foarte biperate, în comparație și cu salariile. La ce ați observat cele mai mari scumpiri? Majoritatea, și produsele de igienă și de curățenie, majoritatea. Tot așa, ce acum am trecut, să nu mai ții, să nu mai speli, să nu mai mănânci și să văd. Tot așa. Mari, exagerat de mari. Față de salariile care le avem, vă dați seama. Cum să ne obișnuim? De obișnuim, ne obișnuim când avem ce face, dar dacă nu sunt bănuți, ce să facem? Cum procedați în acest caz? Făcând economii, din nemai lungi ce ne trebuie. V-ați obișnuit cu noile prețuri de la alimente? Da. Trebuia să mă obișnuiesc, nu? Nu putea să rămân așa. Cum vi se par aceste scumpiri? Cam exagerat. Pentru mine una singură cât îmi cumpăr, e adevărul că sunt mari. Pensia e mică. Evoluția lor de la o zi la alta e prea bruscă. Slătinenii sunt nevoiți să se adapteze acestei situații, fiecare cum poate mai bine. Mulți spun că nu știu cum se vor descurca dacă prețurile vor continua să crească în acest ritm accelerat. Cumva ne descurcăm, nu facem lux, minimul necesar și în situația asta se poate, deocamdată. Exagerate, fata mea. Eu nu mă plâng. Deși sunt pensionară, am 75 de ani, însă sunt exagerate, că o bucățică de carne de mușchi, 239 de lei am dat eu alaltăieri. Dar mă rog, asta e, ne adaptăm. Prețurile au crescut, deci vă spun de la o zi la alta. Medicamente, săptămâna trecută l-am luat cu 299 și astăzi l-am luat cu 320. Deci în câteva zile, este de groază, nu se poate. Și noi mai suntem unii pensionari care avem pensii bunicele, dar sunt cei cu pensii minime care nu știu cum să descurcă. Poate mai au copii, nepoții și mai pot ajuta, dar este groaznic. Și în piață groaznice prețurile. Ne întindem câte plapuma. Cumpărăm mai puțin ca să ne încadrăm în buget. Că altfel nu ne ajunge. Rămânem bătând afară. Mi se pare că nu prea putem face față. Printre cele mai scumpe alimente se numără acum cele de bază, astfel că făina, uleiul și cartofii au devenit un adevărat lux pentru slătineni.